fotbalul a unit comunitatea în fabric și în acest an s-a jucat tradiționalul meci căsătoriți versus necăsătoriți. O tradiție în fabric, meciul a avut loc sâmbătă cu începere de la ora 18:30 pe baza sportivă Electrica. Această confruntare anuală, care își are originile în anul 1936, a devenit o veritabilă sărbătoare a comunității. Meciul dintre căsătoriți și necăsătoriți nu este doar o simplă competiție. Început acum aproape două decenii, acest eveniment a fost inițiat de un grup de localnici dornici să creeze un moment de relaxare și divertisment în cadrul comunității. Pentru locuitorii cartierului Fabric, acest eveniment reprezintă o modalitate de a păstra vie tradiția și de a crea noi amintiri împreună. Pe arena sportivă Electrica au intrat în joc nu doar două echipe, ci întreaga comunitate din Fabric, așa cum se întâmplă în fiecare an. Cenușiu, din punct de vedere sportiv, dacă luăm de performanță, dar din punctul nostru de vedere, atât timp cât tradiția asta de 88 de ani se menține, că a fost război mondial sau pandemie sau orice altceva, noi suntem prezenți și încercăm an de an să ținem. Cu spectatori, cu oameni dragi care sunt din cartier, cu cei apropiați, suntem aici la datorie. Au fost două echipe, două reprize distincte, unde, mă rog, în prima formulă au jucat jucătorii mai cerebrali, să zic așa. A fost 4-0 la pauză, s-a făcut 5-3 în repriza a doua și apoi final 6-3, dar mai puțin scorul. Sigur că orgolile sunt destul de mari la acest meci, dar până la urmă nu contează asta, contează prezența, contează cei mai mulți oameni din cartier să vină să mențină această tradiție.